Noi bombardamente în regiunile Zaporojie și Dnepropetrovsk. Sirenele de raid aerian răsună în continuu pe întreg teritoriul Ucrainei. Între timp, Statele Unite ale Americii anunță că vor trimite la Kiev un nou lot de ajutor militar în valoare de 725 de milioane de dolari. Iar Arabia Saudită anunță un suport umanitar de 400 de milioane de dolari în sprijinul țării vecine. De cealaltă parte, primii soldați ruși din Forța Militară Comună au ajuns în Belarus după ce ieri Minskul a instituit stare de operațiune antiteroristă. Forțele ruse au atacat din nou orașul Zaporojie în dimineața acestei zile. Infrastructura a fost avariată și au fost semnalate mai multe incendii. Guvernatorul regiunii le-a cerut oamenilor să nu părăsească adăposturile. 5 drone inamice de producție iraniană au fost interceptate deasupra regiunii vecine Dnepropetrovsk. Peste 50 de obuze de la lansatoare multiple de rachete și artilerie grea au lovit orașul Nicopol, rănind cel puțin 2 persoane. La scurt timp, alerta aeriană a fost declanșată în toată țara, așteptându-se noi atacuri. S-au intensificat luptele în sudul țării pe direcția Herson, unde armata ucraineană avansează, iar rușii au abandonat un depozit plin cu muniții. Printre lucrurile descoperite erau peste 500 de obuze și rachete pentru sisteme de lansare multiple de rachete Grad și Uragan, precum și peste 100 de rachete antitank și mine. O parte dintre soldații ruși s-au predat. Давай, гусь. Сюда, я сказал. Сюда, правильно. Сюда. Anterior, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat în discursul său că Rusia și soldații săi trăiesc o nouă înfrângere. Rusia вже в атмосфері своєї. Rusia este deja în stare de deznădejde și de înfrângere. Au încă oameni pe care îi sacrifică în acest război. Au arme, rachete și drone iraniene pe care le folosesc împotriva Ucrainei. Terorizează orașele noastre și toți europenii. Șantajează întreaga lume. Nu le vom permite să o facă. Nu le vom da această șansă pentru că Ucraina luptă. Dronele iraniene folosite de Rusia în Ucraina au fost luate în vizor de liderii occidentali. Miniștrii de externe europeni vor discuta luni despre noile sancțiuni, după ce Ucraina a raportat în ultimele săptămâni o serie de atacuri rusești cu drone Shahed-136 de fabricație iraniană. Kremlinul nu a comentat, dar Iranul neagă că a furnizat astfel de drone Rusiei. După ce liderul de la Minsk a acuzat nefondat Ucraina, Polonia și Lituania că ar fi pregătit atacuri teroriste, în Belarus au ajuns primele eșaloane cu soldați ruși din așa numitul grup regional. Ministerul Apărării de la Minsk a declarat anterior că forțele comune Moscova-Minsk vor include aproximativ 70.000 de persoane. Am venit să ajutăm poporul din Belarus. Suntem pregătiți să îndeplinim orice sarcini pe care le vom primi. Suntem gata de luptă. Potrivit unui raport publicat de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în ultimele 24 de ore, forțele ucrainene au lichidat 400 de militari ruși, astfel că numărul invadatorilor uciși pe front de la începutul războiului a ajuns la 64.700.